exact din asta. Poți dai un ochi pe canalul meu când post o, vreau să te opinia ta să știu dacă fac. Ai de mine ce mă stiese, scal. Dar pe tine te știu de undeva. Dă să mă uit. Îți cunosc numele. M-am uitat la live-ul, anunț important, repede, despre canal. Uite, chestiile astea îs bune, dar mie nu-mi plac personal. E o chestie de... No, e o chestie de mea, o chichiță de mea, dar e bine gen să o ai repede, știi, să pui titluri de alea care să pară urgente, știi, să dea lumea click-ul, să hâți și scârți, dar par disperate, așa le văd și de aia nu-mi plac și de aia nu vreau să fac chestii de genul. Poate fac și ocazional, da. Anyway, la ce vreau să mă uit, trebuie să organizezi puțin canalul cum ți apară videourile când intră cineva la tine pe homepage să ți le reorganizezi. Văd că postez destul de regulat live-uri, adică, sau, uite, și videouri, nice. Nu event, îl rupem cu el primul, ia să văd. Că ceva nu-i bine la tine, dar nu-mi dau seama ce. Ok. Mă uitam la tagurile tale. Au. Ce nu-i bine la tine, bă? Ceva nu-i bine la tine și nu-mi dau seama. Views today. Nu-ți mai șterge video niciodată, bă. Bă, vezi cum zic, bă? Să nu-ți mai ștergi video, că de-aia ai view-uri pe minus. Chestia aia te afectează foarte mult când vine vorba de algoritmul YouTube-ului care te recomandă și așa mai departe. Uite aici, tu ai o opțiune. Oh, oh, ce drăguț e omul, bă. Stai că nu vă mai văd. Bă, da, bă. Scarul, gata, nu mai fac de alea. Bă, scal, bă. Fii atent. Vai ce urât sună, bă, mi-ai atras atenția și mă enervează acum. Chestia asta aici, uite-te cum e la mine. Vezi aici? Și am pus oameni faini pe aici, da? Și aici, sub, îmi apar related channels. Chestia aia, practic, îți permite ție să fie recomandată la alții pe canal și alte canale să fie recomandate la tine. E extrem de importantă chestia asta să o activezi. Neapărat să activezi chestia aia, știi? Că majoritatea, cel mai ales la început, majoritatea viewerilor și subzilor o să-ți vină de pe alte canale, din recomandări. De exemplu, intri pe un video, dai la finalul videoului, bam, uite, barba, ea și rostul, iubiri la umor, chestii de astea. Să zicem că asta ar fi fost related cu ce ai tu aici, înțelegi? Și, gen, cineva se uită la videoul meu, de exemplu, videoul meu, dacă pun și eu videouri, da? Și la final de video apari tu, dacă avem taguri similare. Ce-ți recomand? Agață-te de un YouTuber care postează regulat, gen clar nu de mine, da? De cineva care postează regulat și copiază-i în mare parte, dar nu identice să fie, dar majoritatea tagurilor de la videoul lui să fie și la videoul tău, să apar la recomandate la el și dacă faci content similar cu el, să te agăți de cineva care face content sau nu, da, cineva care face content foarte asemănător cu, nu, al tău, știi, să apar la recomandate la persoana respectivă, dacă crezi că audiența respectivă ar aprecia și ce faci tu, în fine, dar nu mai am chef să vorbesc despre YouTube.